cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, care astăzi trebuie să recunosc că a fost înlocuită prin grija colegilor mei cu apă plată. Nu știu de ce. N-au vrut să-mi dea cafea astăzi. Probabil că au considerat că apa e mai bună decât cafeaua. Da, încercăm să mergem mai departe. Haideți să vedem câteva lucruri pe care trebuie să le amintim înainte de a intra în profunzimea emisiunii. În primul rând, ieri, vreau să vă povestesc una, am trimis unei persoane din Roman un mesaj dimineața. Am spus, la mulți ani. Răspunsul a fost, vai, cum puteți gândi așa, dumneavoastră vă dați seama, e vorba de un om acolo. Și da, la mulți ani de ziua romanului. La ce vă gândiseți dumneavoastră? După aceea m-am gândit și eu, băi, la ce s-o gândit? Și mi-am dat seama că era vorba despre pronunțarea sentinței în dosarul în care ar fi Ionel Arsene implicat, președintele Consiliului Județean. Din fericire, s-a mai amânat odată pronunțarea pentru data de 6-a 4-a. Ce alte lucruri ar mai trebui menționate înainte de a intra în profunzimea emisiunii? Faptul că pe surse, adică în toată media națională, în cele locale mai puțin, ci că PNL-ul are acum, să spunem așa, niște mici convulsiuni interne, în sensul că ar vrea să-l înlocuiască pe domnul Câțu cu domnul Ciucă. Până la urmă, este absolut normal, numele de Câțu are doar 4 litere, Ciucă are mai multe și lucrurile, sigur, vor merge mai bine de acum încolo, dacă se va întâmpla asta. Dacă nu, la fel de bine vor merge, că nu e mare problemă. Dar alte lucruri care ar trebui, războiul continuă în Rusia, ne spun toate mediile de informații, mai puțin cele rusești, din Belarus și din China. Și noi ne întoarcem la lucrurile din jurul nostru, adică la ce se întâmplă în județ și în Piatra Neamț. Astăzi mai mult pe Piatra Neamț cu invitatul de joi, domnul Liviu Arbuz. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru faptul că ați ajuns în această dimineață la emisiune. Nu aveam niciun motiv să ne ajung. Dar nu era vorba de motive să ne ajungeți. În ziua de astăzi, toată lumea ori este bolnavă cu gripă, ori cu nu știu ce. M-am vaccinat chiar și pentru gripă, pentru gripa comună. Adică sunt vaccinat. Dar și eu m-am vaccinat, dar cred că mă paște. Și nu știu ce mă paște, dar ar fi de preferat să nu. Și eu aș prefera să nu. Din păcate avem foarte multe provocări. În ultimii ani tot răspundem la un stres generat de anxietățile care ne apasă în perioada de criză. Am stat 2 ani în pandemie care ne-a adus așa într-o stare psihotică, prin izolare, prin chiar retragerea unor drepte civile, dacă mă gândesc bine, prin schimbarea mecanismelor sociale, prin schimbarea sistemului de învățământ, sistemul de muncă. Am uitat cu sistemul de învățământ. Asta trebuia să anunț. Probabil că n-ați uitat că de la anul se produce o reformă. Deci încă o reformă. 5 module. Da. Să avem și mai multe vacanțe. Este bine pentru că poți folosi toată mâna când discuți despre reforma în învățământ. Și poți după aia să mergi prin eliminare, să le iei de la stânga la dreapta și vezi ce-ți mai rămâne. Dar oricum trebuie să recunosc că reforma este profundă în învățământ. Nu mă pot scula în picioare că îl deranjez cu cadru pe domnul Bogdan, dar faptul că facem un pas sigur pe un învățământ mai elastic, fără teze, fără stres pentru copii, cu mai multe vacanțe, eu nu pot decât să salut. Aștept cu nerăbdare ca săptămâna altfel, săptămâna verde, că asta se introduce și asta acum, să fie urmată de săptămâna fără carte, săptămâna fără, nu știu cum să-i mai spun eu, fără sport, apropo, fără sport la învățământ, cât mai puțin sport,
și în rest să fim noi sănătoși, că anxietatea merge înainte. Eu cred că va avea un efect pozitiv până la urmă acest sistem, mai ales pentru copii care, să nu uităm, au trecut 2 ani printr-un stres profund, prin tot felul de provocări care, până la urmă, i-a afectat pe majoritatea negativ. Sunt și copii care au fost afectați pozitiv în această perioadă, stimulați fiind și adaptați la sistemul de învățământ de la distanță, respectiv online. Asta acolo unde au avut probabil noroc să aibă și profesori care aveau abilități în acest sens, pentru că marea problemă a fost resursa umană din învățământ, lipsa cadrelor didactice care să aibă aceste abilități, motiv pentru care, așa cum știți, au fost create serii de trăinuire a profesorilor pentru adaptabilitate mai facilă la tot ce înseamnă învățământ de la distanță. Dincolo de, să spunem, de învățământ, am avut munca de la distanță, respectiv munca de acasă, cum îi spunem noi, care la fel a creat, până la urmă, un comportament social nou și foarte mulți acum își doresc să lucreze de acasă. De fapt, toate aceste elemente sunt elemente, factori emoționali. De-aia mă gândeam așa să vorbim despre câtă presiune a fost pe noi și poate că fără să ne dăm seama și fără să știm care sunt, există 5 butoane emoționale în neuroștiință care sunt cele mai importante, butoane care pot fi apăsate pozitiv sau pot fi apăsate negativ. Prima este statutul. Este statutul fiecarei persoane. Este nevoia de a te simți important în grupul tău și relevant în societate. Este o nevoie și să știți că aceste 5 butoane au fost descoperite în urma a 10 de ani de cercetare neuronală. Neuroștiința acum fiind într-o plină dezvoltare, în contextul în care vedem că din ce în ce mai mult activitățile și fenomenele sunt controlate de algoritm. Un alt buton emoțional este certitudinea. Aici intervine abilitatea fiecăruia de predictibilitate, pentru că cu toții ne dorim predictibilitate. Am vrea să ne facem un program, am vrea să știm că la anul putem pleca în concediu, am vrea să știm că ne putem planifica viața în așa fel încât să nu avem un disconfort în momentul în care, așa cum se întâmplă astăzi, apar crize și una din crize este războiul. Iar acest buton emoțional reprezentat de certitudine se referă în mod special la război. Când vorbesc despre cele 5 butoane emoționale, care, așa cum spuneam, sunt statutul, certitudinea, autonomia, familiaritatea și corectitudinea, vorbesc despre un sistem, până la urmă, biochimic, hormonal. Pentru că avem, cred că toți știm, sau cei care ne privesc dumneavoastră știți cu siguranță, sunt hormonii fericirii și hormonii de stres. Deci despre hormonii de stres știu. Ăia ai fericirii încerc să-i găsesc prin zone, păi, și nu prea reușesc. De exemplu, dopamina, serotonina sunt hormonii fericirii, sunt hormonii care se degajă în momentele în care organismul are un echilibru și un anumit confort, iar cortizolul și adrenalina sunt hormonii de stres pe care îi întâlnim că atunci când ne enervăm, începe să ne bată, ritmul cardiac crește, ne mai roșim la față, mai ridicăm vocea. Adrenalina are și ea rostul ei, dar în astfel de situații poate fi dăunătoare. Ea se transformă în hormon de stres. Desigur că în contextul ăsta, la cum vă uitați la mine, vă gândați la o discuție aplicată despre primărie,
Nu, mă gândeam la altceva. Eu voi fi cu serotonina și dumneavoastră veți fi cu cortizolul sau cu adrenalina. Eu nu. Astăzi nu. 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 Azi sunteți zen. Astăzi să vorbim despre starea zen. Așa. Deci eu nu, pentru că eu am învățat un lucru și trebuie să spun chestia asta. Populația, în general, se împarte în două categorii. Cei care au predominant hormonii de stres, adică cei care lucrează într-un mediu în care salariul... Ce trebuie subliniat este vorba, că ați pronunțat cuvântul mediu. Factorii din mediu influențează foarte mult concentrația acestor. Eu vă pot da un exemplu concret. Un șofer de la CMI urban, da, este stresat. Trecem peste faptul că societatea e în insolvență acum și nu se știe ce va fi cu ea. Ba, să știe. Este stresat de salariul lui, pentru că se uită pe site la Consiliul Județean și se uită, băi, și ăla conduce o ține volanul în mână și eu țin volanul în mână. A, ăsta sigur nu are factor de stres. Deci e clar. Deci putem împărți lumea și așa. Cei care sunt bine plătiți de statul român să-și facă treaba și cei care beneficiază de munca celor care sunt plătiți de statul român beneficiază la modul ideal. Pentru că tot ei dau bani pentru plata salariilor când ajung statul român să împrumută. Deci, da, bun, știi bine că în ultimii ani am plătit pensii și salarii din împrumuturi. Din împrumuturi la dobânzi foarte mari, după aia ceva mai mici, acum înțeleg că din nou sunt dobânzi foarte mari. Să sperăm că vom accesa banii care se constituie sub formă de împrumut din PNRR, pentru că acolo avem o sumă considerabilă pentru împrumuturi la o dobândă foarte mică sau dobândă zero. Dar... Haideți să terminăm cu emoționale. Vreau să mai spun doar atât, că noi suntem o națiune fericită, de exemplu, spre deosebire de alte națiuni care și-au cheltuit bani în etapa trecută de finanțare, 2014-2021. România n-a reușit să-i cheltuie pe toți și atunci Uniunea Europeană ne dă voie să cheltuim banii ăștia pentru sprijinul pentru refugiați. Pentru prima dată când avem N plus 3, adică era anul final plus determinarea, cum era 2021, da. O să mai avem încă 3 ani. Încă 3 ani în plus. După 2021. Asta este bine, că poate atunci reușim și noi. Bun. Să sperăm că reușim să-i cheltuim. Și nimeni să nu ne ceară după aia penalități. Luăm o gură de apă. Da, e fiecare cu apa. Ne liniștim. Sunt sigur că se vor găsi băieți care să cheltuie banii cu mare acuratețe. Să fie greu de găsit după aceea banii în România. Da, haideți să vedem ce se întâmplă prin primăria Piatra Neamț sau n-aș vrea să știu ce se întâmplă în primăria Piatra Neamț, că nu mă prea interesează ce se întâmplă în interiorul primăriei, ce se întâmplă la primăria Piatra Neamț pentru cetățeni. Păi tot ce se întâmplă în primăria Piatra Neamț este pentru cetățeni. Nu e chiar tot ce e pentru cetățeni. Da, eu vorbind subiectiv, spun că nu e pentru cetățeni departamentul de taxe și impozite. Păi vedeți. Dar având în vedere că de acolo se constituie un buget care se întoarce tot în beneficiul cetățeanului, haideți să privim pozitiv și acest departament. Păi, așa cum și-a asumat primarul Carabela, s-au alocat cei mai mulți bani pe investiții din ultimele 4 mandate. Bani pe investiții care nu au fost împrumutați, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului. Ceea ce înseamnă datoria primăriei este vizibil mai mică și vom ajunge la un grad de îndatorare sub pragul de 25%, ceea ce e foarte important în acest an. Investițiile sunt pornite. Reforma societăților comerciale, societăților primăriei. Tot comerciale. Comerciale, dar societăților primăriei.
Este, aș vrea să, aici chiar aș vrea să subliniez. Toată lumea aștept cu părerea, domnule, că de ce dispare, nu știu, parkingul? De ce parkingul se duce unde se duce? La Salubrita sau la Publiserv? Sau de ce, ce se întâmplă cu urbanul? Eu cred că, până la urmă, această strategie a primăriei, a primarului, deci a top managementului din primărie, este o strategie pe care și-o asumă. Și nu cred că cineva în fiecare zi trebuie să-și dea cu părerea, să vină să spună, e mai bună strategia asta. De ce să nu-și dea cu părerea? Păi poate să-și dea cu părerea, dar nu, în, și nu m-ați lăsat nimic, o să ne integrăm în ceea ce înseamnă butoanele emoționale. Pentru că în momentul în care în permanență critici ceva fără să înțelegi exact mecanismul, nu face decât să demotiveze. Să demotiveze până la urmă și cetățenii, dar și funcționari din primărie, și primar. Pentru că ce ne interesează pe noi? Ne interesează sub ce formă funcționează o societate comercială a primăriei? Sau ne interesează calitatea serviciilor pe care le oferă cetățeanului? Până la urmă despre asta vorbim. Încercăm să oferim o calitate mai bună a serviciilor. Am auzit că e haos cu parcările, că lucrurile merg normal. Deja începând de pe 1 aprilie vor fi semnate primele 1600 și ceva de contracte. Ele au fost procesate, oamenii s-au obișnuit și cu aplicarea online. Adică toată zvonistica și toată încercarea de a deturna doar pentru senzațional ceea ce se întâmplă în primărie nu are niciun sens. Ca să nu mai vorbesc, și nu mă refer doar la mass media, mă refer și la social media, cât stres provoacă. Și aici intervin spunându-le cetățenilor să-și selecteze foarte bine sursa de informații și să fie mult mai atenți. Nu au nevoie nici de prea multă informație, dar nici de lipsă de informații. Pentru că conform butoanelor emoționale care vă spuneam, știți care e predispoziția omului? Atunci când nu are informații, începe să creeze povești. Și poveștile alea câteodată pot fi dăurătoare, pentru că cu siguranță acele scenarii îți produc anumite schimbări asupra comportamentului, asupra stării biochimice. De exemplu, dacă soția e plecată la, nu știu, la sport, o suni și nu-ți răspunde, începi să te gândești. Oare mă înșeală? Oare nu mă înșeală? Acesta este comportamentul uman. Apropo de lipsa de informații, de goluri de informații, goluri pe care nu le umplem întotdeauna cu o informație corectă, ci cu un fel de scenariu pe care îl creăm noi în mintea noastră și ne închipuim că diverse, pentru că uitându-mă, fiind acum în primărie, îmi dau seama câte lucruri apar în media și în social media care n-au nicio legătură cu realitatea. Și știți că tocmai am avut o discuție prietenească apropo de Parcul Nicu Albu, care va fi deschis pentru accesul publicului în starea în care este. Pentru că, așa cum vă spuneam și ieri, avem niște proceduri care durează luni și luni și luni, care pe care nu le poți încălca. Păi dacă vreți, eu pot să vă citesc pe ore, am pe ore și pe zile tot ce s-a întâmplat pe Parcul Nicu Albu. Adică, aduceți-vă aminte că s-a luat decizia, după care o anumit firma care avea animalele a cerut o perioadă de timp să-și ridice de acolo animalele și nu numai, și mobilier și ce mai avea pe acolo. Am avut o perioadă de 3 luni pentru asta. Care s-a încheiat când? S-a încheiat undeva în ianuarie, în noiembrie, mă scuzați. Ea a început în august și prima parte s-a terminat în noiembrie. Sper să reușesc să găsesc. Că eu mi-aduc aminte parcă în septembrie, dar nu mai contează. Sau septembrie. Le-am, credeți-mă că le-am pe ore, dar nu găsesc în acest moment. Toate acestea, așa cum spuneam, toate aceste proceduri
sunt obligatorii prin lege și nu ne putem permite să le încălcăm. De ce? Pentru că după aia vine Curtea de Conturi și cineva trebuie să răspundă pentru încălcarea acestor termene. Știți bine, avem un proiect tehnic. Am avut consultarea cu cei de la Facultatea de Arte Plastice din Iași și de la Arhitectură. Au venit, au stat o lună de zile, au creat proiectul. Acum suntem în faza de proiectare și după ce de achiziție pentru proiectare și pentru proiectul care a fost făcut de către acei tineri și care va fi achiziționat, suntem în proces de achiziție pentru acest proiect. Ulterior va fi faza de execuție. Deci oricum am face mai puțin de 4-5 luni de acum încolo, nu putem face niciun pas. Și atunci decizia a fost să fie igienizat, să fie reabilitat, să fie reabilitată și zona verde în parc, pentru ca oamenii să aibă acces în fiecare zi în acest parc, chiar dacă el nu este finalizat în cadrul acelui proiect nou care ne va aduce un parc public în adevăratul sens al cuvântului. Acum întreb și eu așa, cum spunea Lăscărică, da, în nemernicia mea. Dacă ce s-a schimbat din octombrie, noiembrie, când s-a închis parcul pentru că omul ăla și-a luat lucrurile de acolo, până în martie anul acesta, când la final de lună martie, când a fost acțiunea de igienizare, curățenie. Adică întrebarea mea este, de ce acțiunea de igienizare, curățenie nu s-a făcut în toamnă, atâta tot? Pentru că dacă pentru se făcea... Că în toamnă nu se finalizase retragerea firmei care avea animalele. Cum? În noiembrie? Uite că cred că am găsit și o să vă citesc, da? În data de 17 august solicită Solaris acea firmă să-i se aprobe un termen de predare până pe 31 octombrie, deci nu era septembrie, era 31 octombrie, adică 1 noiembrie deja. A fost încheiat la momentul respectiv un protocol între primărie și direcția silvică pentru a preda în mod gratuit animale. În fine, știți, animalele o parte au fost la direcția silvică. Eu le-am predat, mi le-am notat toate. La 1 noiembrie 2021 s-a constituit prin dispoziția primarului o comisie de predare primire a bunurilor mobile și imobile. Deci asta vorbim în 12 noiembrie s-a semnat procesul verbal de predare primire. În 27-a a fost demarată achiziția pentru elaborarea documentelor tehnico-economice, faza asta de documentație tehnică. Da, deja în 2022. Caietul de sarcini, contractul de proiectare, soluția aleasă câștigătoare, numai workshop-ul organizat. Am înțeles. Deci da, astea merg așa. Bun. Ideea este... În data de 28-a 3-a, așa, să nu uităm că am trecut și prin iarnă. Adică chiar nu se puteau face lucrări acolo. Plus că lucrările trebuiau să se facă cu un comitent și cu amenajarea spațiului verde, pentru că au fost parte, plăci de beton, înlocuiri de pământ. Vă pot oferi fotografii așa cum le-ați văzut dumneavoastră ieri, altfel. Iar acum, după finalizarea acestei etape, pentru că s-a semnat contractul de servicii asocierea Arhivola Studio de Arhitectură, în fine, sunt cele două companii de arhitectură, după finalizarea acestei etape, se va realiza achiziția execuției lucrărilor, astfel că aceasta să fie finalizată până la sfârșitul anului. Repet, aceste lucruri sunt prevăzute de niște proceduri foarte clare, pe termene de timp foarte clare, pe o agendă foarte clară și condiționate de lege. Nimeni nu poate să facă mai mult de atât. Nimeni nu a zis să facă cineva în contra procedurilor. Eu m-am întrebat, întrebat doar de ce în noiembrie, de exemplu, nu s-au putut face niște lucrări, că n-a fost o iarnă atât de grea. S-au făcut lucrări de dezmembrare a cuștilor, a spațiilor unde au stat animalele. Deci ceea ce s-a putut face în noiembrie s-a făcut. De altfel, s-a făcut împreună cu
acea Solaris. Solaris, da, cei care se ocupau de animale și aveau gustele de animale. Bun, deci eu înțeleg așa, că acum... Plus că se mai întâmplă ceva. Nu se pot face în momentul de față transformări nici măcar mici, dar aminte mari, pentru că orice investiție acum în parc va fi după aia punctată de Curtea de Conturi ca fiind o investiție inutilă, pentru că vine proiectul nou. Și nu pot să fac acum, nu știu, în afară de locul de joacă pe care doar l-am reabilitat, să fac un loc de joacă. Sau să fac toaletele. De exemplu, probabil să facem toalete. Orice cheltuială este neeligibilă din partea, din perspectiva Curții de Conturi. Noi trebuie să așteptăm implementarea proiectului. Eu nu am decât un singur comentariu de făcut. De obicei, eu consider orașul ăsta o mare casă, cu oameni care locuiesc în ea. Eu, de exemplu, dacă vreau să-mi fac o renovare la casă, îmi calculez timpul de așa natură încât să nu fiu nevoit să stau 4-8 luni afară din casă ca să-mi fac procedurile. Încep, fac niște lucruri, îmi pregătesc terenul. La ce procedură? Domnul Bălănescu, e greșită abordarea. De ce? Despre ce vorbiți? De ce? Eu am înțeles că vorbeați de emoții. Vorbeați de emoții. Păi, deja deci, la mine ați salutat adrenalina, să prima emoție pe care am înregistrat eu în această discuție despre Parcul Nicu Albu a fost emoția aceea cu copilul care plânge în fața unui animal. Care, dați-mi voie să vă spun, că a încercat să creeze o stare care să ducă spre rezultatul adică de acum. Adică dumneavoastră negați eu, veridicitatea eu neg emoții unor copii. Nu, eu neg veridicitatea emoției primarului Andrei Carabelea în acel moment. Bine, aia puteți să o puneți sub semnul întrebării, dreptul noastră. Dar noi am discutat cu oamenii și oamenii sunt... Slavă Domnului că în Piatra Neamț sunt iubitori de animale și au venit și au spus, domnule, animalele sunt chinuite, dar se vedea cu ochii liberi. De acord. Și cred că ați observat și dumneavoastră, pentru că sunteți un fin analist. Adică ați văzut... La animale mă pricep. Păi tocmai de-aia mă gândeam la chestia asta, măcar că colaborăm de atâția ani. Așa. Deci, adică nu. Aici nu se putea face altă programare. Eu când au dat, domnule, dar nu, eu n-am cerut programare. Nu. A fost o decizie luată, nu în urma unei emoții, ci în urma evaluării generată de emoția și de reacția publică. În momentul ăla s-a luat o decizie și ulterior etapele au venit firesc. Asta îmi spuneți de programare, de predictibilitate, că tot la butoanele emoționale ajungem. Da? Ce putea să facă cineva dacă am niște termene clare? Adică să ce? Să improvizăm? Dar nu improvizăm nimic. Mai mult că ele sunt la vedere. Eu caut acum pe pagini... Nu ne-am dorit un primar care să fie transparent? Exact. O administrație transparentă? Exact. Bun. Și dacă primarul are o emoție și și-o manifestă, el trebuie criticat ce? Că dar e nu. Slab, care emoții? Eu n-am spus că are emoții și-o manifestat-o și trebuie criticat. Eu am spus așa. Dacă are o emoție, ne-o prezintă tuturor pe baza unui studiu. După, are emoția, face studiu. Păi și dacă după mai făceam și studiu, îl criticam că a făcut studiu. Ajungeam în 2023. Domnul, studiu de care? Sociologie? Deci, când va fi gata parcul? Când va fi parcul ăsta gata, așa, în formula... V-am spus și ieri. Peste 4 luni, 5 luni de zile. Anul va fi gata. Va fi gata, da. Bun. Și dacă... vom avea chiar un parc care poate concura cu toate grădinile publice. De acord cu dumneavoastră. Dar nu să-l facem pe genunchi. Știți ce se întâmplă? Am rămas tarați de trecutul acestui oraș. Eu pe dumneavoastră vă înțeleg și vă înțeleg frustrările. De 20 de ani... Ba da. Am o singură frustrare. De 20 de ani ați scris lucruri reale și nimeni n-a răspuns pentru asta și nu s-au luat măsuri și probabil că ați obosit să tot prezentați realitatea pe care alții nu o văd pentru că sunt orbi și mai ales instituțiile de forță ale statului. Și știu că asta vă doare foarte mult. Și cred că asta îi doare și pe cetățeni. Pentru că dacă vă uitați la comentariile de obicei în emisiunea noastră, întrebarea asta apare mereu. Cine răspunde? Cine răspunde? Și de obicei nu răspunde nimeni. În momentul de față avem o administrație transparentă care prezintă lucrurile așa cum sunt.
ce s-ar putea face mai mult? Păi atunci eu mă alătur de mersul lui dumneavoastră și spun așa, oameni buni, citiți doar surse de încredere. Citiți doar pagina primăriei, Facebook-ul primăriei, pentru că acolo este transparență. Să știți că e mai bine. Este transparență. E mai bine așa. Este transparență totală, nu va fi nicio critică, iar dumneavoastră veți putea să executați ceea ce vă cere primăria fără comentarii. Și comentariile sunt binevenite dacă sunt constructive. Criticile la fel. Sfaturile la fel. Dar nu, domnul Bălăreț, nu vrem să dăm sfaturi. Luăm cazul ăsta. Nicu Albu, de la cap la coadă. Spuneți-mi unde a greșit primăria. Îmi spuneți că trebuia să fac nu. Un plan. Deci în momentul în care a venit această idee, nu e bună, idee, este consecința unei reacții sociale. Care a fost reacția socială? Reacția celor care au spus câți că nu mai fost? Vor să vadă animale câți chinuite au fost? Destui. Deci eu n-am văzut nicăieri ei, ceva care să-mi spună... Ați avut și comentarii în emisiune. Am avut comentarii în emisiune pornind după ce... Comentariile au venit după ce primarul a pus o postare pe Facebook în care a spus, mă rog, că a văzut un copil plângând. După aceea mama primarului a pus și eu un comentariu pe Facebook cum îl ducea pe primar la grădina zoologică și plângea când era mic. Nu știm dacă plângea din cauza animalelor sau din alte motive. Deci nu discut asta. Pe mine nu mă interesează decât că după ce am identificat această problemă, a venit valul de contestări din public. Noi nu mai vrem grădină zoologică. Să spunem 99,99% din populație. Aduceți-vă aminte argumentele conservatorilor care au spus că Nicu Albu a făcut acolo grădină zoologică, ceea ce nu era adevărat. Le cunosc pe toate, putem discuta. Păi, le-ați prezentat, de fapt. Putem să le discutăm, dar nu asta e. Deci în momentul acela, să spunem, 99,99% din populația orașului, mai puțin subsemnatul, să zicem, ca să fie, să închidem cercul, a zis, doamne, nu mai vrem grădină zoologică. Ok. Când se termină contractul cu tovarășul ăsta de la Solaris? Pe 31 august. Când am început noi să discutăm problema asta? Cu Solarisul și cu animalele. Pe 31 august s-a inițiat, s-a terminat în octombrie. Păi nu, dar a mai prelungit cu 3 luni. Păi s-a prelungit cu 3 luni. Finalul de contract era... Vorbim tot pe procedură, pentru că înainte de a decide asta, a făcut și o consultare. Acum vă rog să mă lăsați și pe mine. Iertați-vă. Deci, discuția a început pe la începutul anului, da? Cam așa, cu animalele. Ok, am luat o hotărâre. În august știu că se termină contractul, se poate prelungi cu încă 3 luni, ok, până în noiembrie. Ce m-a oprit pe mine? Am intrat în primăria Piatra Neamț să încep demersurile. Păi la început. Cu ce le-a început în ianuarie, februarie, martie? Cu selecția de concurs de soluții pentru arhitectura acestui, atunci când au fost contactați cei de la Universitatea din Iași și Cluj și au venit și au făcut o analiză care a durat și aia 2 luni. Că nu faci așa bătând din palme. Eu știu că nu faci bătând din palme. Și întrebarea era, ok, cu ce strica totul dacă, de exemplu, acum începeau lucrările în mod normal și corect 4 luni de zile după ce se terminau toate procedurile și în timpul acesta 75% se referă și în timpul acesta era deschis pe spații verzi. Vroiați să pun flori, nu, să tai copaci. Nu. Eu vroiam, în luna decembrie. Nu, eu vroiam să funcționeze. Eu vroiam să funcționeze. Cum? Era un pericol public. Grădina zoologică, cum era ea atunci, până în momentul în care aveam un câștigător la ce aveam de făcut acolo, grădina publică, și să nu avem hiatusul ăsta absolut. Nu își putea permite nimeni, în condițiile în care arătau cuștile și clădirea de acolo, când au fost ele demontate, când și-a luat Solarisul, ce și-a luat de acolo, pentru că reprezentau un pericol pentru integritatea cetățenilor, mai ales a copiilor. Adică nu puteam să las bare de metal, zone în care au fost prinse de beton, în care au fost prinse la fel structuri metalice. Adică era un pericol, pur și simplu. Domnul Bălănescu, nu e, m-am făcut curat, am dat cu aspiratorul sfragerie. Deci eu n-am spus că ați dat cu aspiratorul sfragerie. O simplificație, așa o duceți, adică ca și cum, deci, dacă dădeam o mătură în parc,
Putea să-i dă, hai mă, să dăm o mătă, dar n-am să spus să-i dați drumul cu cuștile goale și cu ce era acolo. Eu am spus așa, că oricum, putea să continuă activitatea. Sistemele de cuști au rămas pentru că ele vor fi integrate în proiectul viitor. Eu mă abonez să stau în interior. Să știți că... Eu mă abonez să stau în interior. Eu m-am gândit pentru alocarea câteva cuști, mai ales cușca leului, foarte interesant. Eu m-aș duce să stau în interior pentru că probabil că acolo mă voi regăsi. În curând. Un om liber, nu... Știți că îmi trimitea cineva acum o întrebare, un mic banc. Domnule Orban, există vreo ieșire pentru români din criza actuală? Există mai multe ieșiri. Care? Nădlac, Cenat, Turnu, Otopeni. Și la Piatra Neamț există mai multe ieșiri. Spre Bicaz, spre Bacău, spre Târgu Neamț, mai ales spre Târgu Neamț. Asta este abordarea negativistă. Este un banc care la fel ține de partea emoțională. Corect. Pentru că atunci când vorbim de, hai să spunem, de unul din butoanele emoționale, cum spuneam eu, și apropo de certitudine, fiecare se întreabă astăzi cum va evolua războiul, pe unde e exitul. Credeți că are cineva din România vreo vină în momentul ăsta că în baza spiritului de autoconservare foarte mulți români se gândesc să se relocheze? Adică, apropo de reacțiile emoționale, ați fost de acord cu povestea cu benzina, cozii la benzină sau știți cozii foarte, la ulei? Știți foarte bine că nu. Păi, ele sunt în aceeași direcție. Dar, dacă vreți să gândim pozitiv, există acum mai nou dieta diesel, știți. Îți pui, îți faci plinul la mașină și nu mai mănânci o săptămână. Gândim pozitiv, ca să spunem așa. Și de vină, nu știu, sunt de primăria de vină că am crescut prețul. Nu, eu vorbesc de cei deci care... Deci vorbim acum de probleme generate de situația internațională, de situația geopolitică, vorbim de un potențial război, ferească Dumnezeu, pe teritoriul României. Adică vorbim de lucruri care, așa cum explicam mai devreme, sunt factori externi care acționează asupra structurii noastre genetice. Și fiecare reacționează cum poate. Dar să revenim la Nicu Albu. Nicu Albu va fi deschis... De când? De la 1 mai va fi deschis. Deci mai avem o lună de așteptat. Pentru că aș vrea să înverzească și ceea ce se plantează acum. Iarba. Da. Pentru că acum e deprimant, așa cum arată, și s-au scos mii de plăci de beton. Dar vă întrebați ce s-a făcut. Chiar s-a muncit. Mă bucur. Și cu interes. Mă bucur. Mie mi-a plăcut foarte mult, cum să spun eu, entuziasmul cu care s-a muncit. Sunt de acord cu dumneavoastră aici. Să sperăm că în următoarea lună se va munci la fel, ca să vedem că va crește și iarba și nu știu promit, dacă ați sesizat promit că fac emisiune de acolo când deschideți. Și curățenia în oraș. Eu zic că e foarte curat orașul astăzi. Chiar nu l-am mai văzut de mult atât de curat și cred că interesul pentru curățenie e foarte important. Desigur, se fac eforturi, dar în continuare avem cetățeni care nu înțeleg să respecte măcar regulile de depozitare a gunoaielor. Azi dimineață mă uitam în coșurile stradale, de câte ori sunt bloc, văd câte o sacoșe, un sac de ăla de gunoi menajer, pentru că unii nu mai au răbdare să se ducă în drum spre mașină, spre parcare, nu se mai opresc la shelter și aruncă un sac care umple instantaneu un coș de gunoi stradal direct în coșul ăla. Întreb și eu, când un cetățean face asta de mai multe ori, cineva fac probabil, mai mulți. Sau mai mulți. Cineva urmărește toate chestiile astea. Eu am urmărit, de exemplu, că sunt micul milițian și chiar îi încurajez pe toți cetățenii de acum înainte, fără să se gândească la sintagma dar ce sunt eu turnător, dacă vrem să coabităm și să trăim sănătos într-un oraș curat, haideți să reclamăm atunci când vedem că un vecin, mai ales dacă îl poți identifica, dacă îl poți filma în momentul în care face așa ceva, haideți să îi identificăm și mai departe să ocupă poliția locală. Uitați că acum nu pot găsi hârtia în momentul ăsta, dar cineva
a reclamat niște lucruri. Apropo de ce se întâmplă în jurul blocului la coșurile de gunoi, etc. Și după ce a reclamat, șeful de asociație a trimis o scrisoare celor din bloc care spunea așa: în urma reclamațiilor doamnei, vă anunț că vă scoatem din asociație și nu veți mai avea apă, așa și așa. Acel idiot... Asta e un abuz. Acel idiot este șef de asociație. Doamna a reclamat în mai multe locuri. În foarte multe locuri. Cred că a fost prin primărie, nu mai știu, o să mă uit. E un caz interesant. Dați-mi femeia rezolvarea. Este acum terorizată de cei din bloc care spun, uite, din cauza ta nu o să avem apă. Este o prostie. Ăla este un idiot care a făcut. Dar ăla, idiotul ăla, ar trebui pe baza hârtiei care a trimis-o să fie sancționat. Este incitare la violență împotriva unei persoane. Dar el este, bine mersi, șef de asociație. Da, să depășim subiectul... Apropo de șefii de asociații, am avut întâlnirea foarte productivă și care sper să se și finalizeze. Apropo de creșterea eficienței energetice pe PNRR, avem deja, ieri erau 58 de blocuri care au aplicat pentru acest sistem. Este un alt sistem decât cel care implica doar anveloparea. Acum se pot schimba lifturi, se pot schimba acoperișuri, șarpante. Adică este un sistem integrat, un proiect integrat pe PNRR. Și finanțarea cum se face? Și finanțarea se face 100% în limita a 200 de euro pe metru pătrat. Desigur, dacă această limită de 200 de euro este depășită, ea va fi susținută de beneficiar. Adică dacă vor fi 210 sau 220, dar oricum, din ce am înțeles, pe orice calcul, ea nu poate depăși 250 de euro pe metru pătrat. Cred că vă înșelați. Trebuie să vă uitați la instituții publice care construiesc mai mult. Eu vă spun pe calculele făcute săptămâna trecută. Instituții publice care construiesc cu mai mult depinde ce faci. Pentru că aici nu e construcție. Aici vorbim de schimbare de geamuri, schimbare de sistem de lumină, adică modernizarea sistemului de iluminat, schimbare în de... În interior lucruri. Sau pe casa se... Și, cum adică în interior? În interiorul apartamentului? Nu, păi nu poate nimeni intra. Da, de asta zic. Nu știu, întreb. Dacă e nevoie de anvelopare, se face anvelopare. Dacă s-a făcut anvelopare, se fac alte elemente care contribuie la eficiența energetică. Deci 58 de cereri... Deși banii alocați județului Neamț sunt pentru 54 de blocuri, pentru tot județul. Dar, desigur, din cele 58 de asociații care au aplicat, probabil că nu vor fi eligibile. Unde putem găsi lista asta cu asociațiile care au aplicat? Ca să nu dăm... Zic mai bine greșite, pe site-ul primăriei să o găsim. Păi, o să o găsiți și pe site-ul primăriei, dar întrucât 31 este data limită, nu am apucat să punem lista înainte de a avea finalizat. Pentru că unii s-ar fi... Da, s-ar putea să vină. Nu, apropo de... Dar lista la zi pot să vă dau și astăzi. Deci, apropo de site-ul primăriei, ieri am încercat să găsim rapoartele consilierilor pentru anul 2021. Vorbesc cu consilierul local, eu lucrez doar la cabinetul primarului, nu am în atribuții și, rapoartele consilierilor. Am zis să vedem și noi dacă... Să vă spun că asta este veșnica problemă. De câți zeci de ani scrieți că... consilierii nu-și depun rapoarte. De câți ani scrieți? Dar există un regulament pe undeva, din câte există știu. Există multe regulamente. Există și deontologie și regulamente. Eu propun să-și facă și ei o pagină de Facebook, consilierii local, Consiliul Local. Dar nu putem să-i obligăm. Ca să ne informeze și ei corect cu rapoartele lor. De exemplu, noi eram curioși să vedem ce au scris în raport cei doi membri AGA de la parking. În raportul pe anul trecut. Eram curios să văd ce au scris cei doi membri. De ce? Știu eu, cei doi membri de la parking au scris rapoartele.
ieri nu erau pe site. Nu erau pe site, dar ei au scris rapoarte. Ne bucurăm foarte mult despre... în numele locuitorilor că și le-au scris. Dacă nu greșesc, sunt domnul Trofin și doamna Tofan la parking. Da, nici nu știu. Doi consilieri foarte serioși și care chiar iau lucrurile în serios. Eu aștept ședința de astăzi, pentru că mă gândesc că astăzi la diverse se vor ridica ambii în picioare și vor spune, vrem să vă spunem noi cum este cu parkingul. Ce am descoperit noi la parking și uite. Da, dacă vreți să știți ce au descoperit, vă pot da raportul auditului. Pentru că primăria ieri a primit raportul final pe auditul făcut la parking. Dacă îl puneți pe site, îl luăm de acolo ca să fim siguri că e o sursă. Nu zic că... Nu știu, să nu greșiți site-ul, prefer să vi-l trimit personal. În general, cu site-urile mă mai descurc. Nu mă descurc foarte bine cu informații. Am înțeles, să nu greșiți site-ul. Da. Acum știți cum e, greșeala poate să fie benefică, că mă duc în site-ul Consiliului Județean. Sau altele. Cred că... Da, uitați, după discuția de ieri, eu sunt bucuros că lucrurile merg. După discuția de ieri cu băieții de la comunicare, mi-au spus, domne, avem rapoarte câteva și le punem pe site astăzi. Au apărut aceste rapoarte și o să rog pe cineva, dacă poate, să scoată de la imprimantă cele două rapoarte, apropo de parking. Tofan a zis Ramona, nu? Tofan Ramona n-are depus raport. Haideți să vă citesc rapid pe cei care n-au rapoarte. Este posibil să nu fi depus rapoartele, pentru că știți că în momentul de față, la parking, este așa o evoluție fulminantă. Nu, ea trebuia să depună raport pentru activitatea de consilier toată, nu mai departe. Consilier, nu. Eu vă spun apropo de parking ce se întâmplă. Ca în calitatea lor de agamani, de consilieri, în parking, în mâine, cred, nu mai știu când suntem azi, 31 suntem, astăzi este ședința AGA, convocată AGA, care va lua în discuție, așa cum am mai spus la dumneavoastră emisiune, răscumpărarea acțiunilor private din parking. Deci parkingul va deveni 100%... S-a luat hotărârea cine le cumpără până la urmă? Parkingul? Da, parkingul. Deci le cumpără parkingul. Deci întărim un pic societatea cu... Nu întărim societatea cu nimic, pentru că... Nu... Uitați că am găsit raportul... Știți care e problema? Nimeni n-a înțeles de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu parking. Deci în mod normal, primăria, nemai putând în baza legii să prelungească contractul, a fost nevoită sau a avut intenția de a face atribuire directă. În momentul în care s-a dorit atribuirea directă, de fapt ne-am dat seama că acolo sunt niște privați care au acțiuni în valoare de 3, cât au ei la sută acolo. Nu e vorba de valoare, doar prezența lor schimbă statutul societății și nu permite anumite reforme, să le spunem, decizii pe care le ia în restructurare primăria. Și atunci, soluția pentru a elibera de acest statut privat-public a fost de răscumpărare, care răscumpărarea, cred că, nu știu, e ceva, 13.000 de euro pentru toate acțiunile. Bun, înțeleg asta, dar nu înțeleg de ce trebuie să răscumpere parkingul. Adică parkingul răscumpără ca să poată după aceea primi înapoi parcările? Poate primi înapoi parcările, e și asta o soluție, dacă parkingul va reuși să răscumpere absolut toate. Se poate lua în calcul și răscumpărarea acțiunilor celor de la PubliServ și Salubritas, sau renunțarea celor de la Salubritas și deci prin răscumpărare, sau transferul activității într-o zonă sau altă, adică la Salubritas sau la PubliServ. Soluția economică și care generează servicii de cea mai mare calitate va fi aleasă în funcție de decizie, de analiză și cred că aici comentariile sunt de prisos pentru că până la urmă este strategia și politica primarului, a primăriei, aia o duce, cu aia răspunde, cu aia se prezintă în alegeri. Am înțeles. Atunci nu mai comentăm. Dar pot citi doar atât. Raport de activitate consilier local, perioada iunie-decembrie. De când a venit?
Conform HCL, am fost membru. Am participat la toate dezbaterile care vizau un interes public local. Am fost prezent la toate ședințele Consiliului Local, documentându-mă în prealabil. Cui, îmi citiți una generală? Sau? Nu, domnul Trofin, că e singurul, așa, că e la parking. Am participat la toate ședințele AGA, ASC, Parking SA, în calitate de reprezentant al Consiliului Local, unde am reprezentat interesele UAT, Piatra Neamț. După aceea, am participat la Ziua Națională, Ziua Drapelului, Ziua Imnului, Școala Consiliului asta de Administrație. Asta e cel general ca și consilier, pe statut da. De consilier. Păi nu, dar aici, astea sunt obligații să le depun. Da. Aici, eu vreau să știu cum a reprezentat interesele UAT municipiului Piatra Neamț la parking, venind în luna iunie până în decembrie, perioada în care parkingul încasa bani ilegal. Atâta mă interesează. Pe mine. Eu nu mai discuti strategia primarului, aștept ca în această strategie... Puneți o întrebare retorică, pentru că știți foarte bine răspunsul. Știți că împreună, noi de aici, am vorbit despre faptul că se încasau bani peste data de 28, când expira februarie, când expira contractul. Argumentul, care se pare că stă în picioare, pentru că... Juridic. Și pe juridic, altfel nici nu mă interesează. A fost că ce au și statutul societății nu, și contractul cu primăria nu îi permiteau să facă contracte lunare. Ele trebuiau făcute perfect. Anual. Perfect. De acord cu dumneavoastră. Jos pălăria, domnul Moroșanu, domnul Dan Vasile Constantin. Că noi l-am, și noi, jos l-am întrebat, noi l-am întrebat atunci, bun, și ce o să face cu diferența dacă pleacă de la parking? El și-a luat angajamentul că va plăti diferența. Deci, persoanelor care, să spun, au plătit după 28. Deci fac mea culpa în fața parkingului. În momentul de față. Dar întreb și eu așa. Cine din primărie nu și-a dat seama când a prelungit contractul că această tâmpenie nu ține? Care tâmpenie nu ține? Păi dacă i-am prelungit contractul, i-am spus să încheie contractul la data de... Păi s-a știut de la început, de păi, mi-aduc aminte atunci, că noi am dezbătut. Păi, dar dacă el putea să încaseze bani... Și soluția pe care a dat-o el a fost... Nu mă interesează. Voi, ba da, nu mă interesează. Voi da banii înapoi. Nu, eu, altfel știți că eu recunosc că nu sunt un bun negociator. Proces de subrogare, astăzi primăria s-a subrogat datoriilor parking. Ceea ce este... Însă, da, dar la noi vor curge natural, pentru că omul își va continua contractul și își va finaliza contractul. Deci nu va mai fi nevoită primăria să-i dea banii înapoi. Deci, eu merg pe logică, am făcut vreo 2 ani de logică în facultate. Am făcut și eu. S-a făcut un contract. Dar am învățat cu presa niciodată nimic nu e logic. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Contractul după termen se termină la 28 februarie. Da? Contractul între primărie și societate. Și societate. Corect, până aici. Societatea a încasat bani în afara contractului. Exact. Deci, a încasat bani în afara contractului. Corect. Dacă este legal și corect că a încasat bani în afara contractului, e legal pentru că s-a întrebarea mea că... este următoarea. Da. De ce primăria a încheiat un contract care îi permitea acest subrefugiu celor de la parking? Nu s-a uitat vreun onorabil jurist. Alo, dar după 28 februarie nu s-a mai încheiat niciun contract. Nu, dar s-au încasat bani. Păi s-au încasat de către parking. De către parking. Eu întreb de ce a existat posibilitatea. Fiind că era clar stipulat, abonamentul se poate încheia doar până an de zile. Corect. De ce primăria i-a dat această posibilitate? Nu i-a dat primăria. A hotărât a hotărât... Deci, intervenția a fost ulterioară prin hotărâre de Consiliul Local. Păi. Prin hotărâre de Consiliul Local. Eu spun așa, eu fac un contract cu primăria, da? Și îmi spune acolo, băi, până pe 31 decembrie, da? Eu în statutul meu, pe care sunt probabil obligat să-l dau primărie, să-l citească juriștii, ca să vadă dacă pot să fac treaba aia, am o chestie. Orice contract care se încheie până la 31 decembrie, se prelungește din punctul meu de vedere, automat pot să încasez bani, încă 2 ani de zile. E corect. Cum să mai încasez bani dacă
practic. Păi cum au făcut ei? Cum au făcut dispare ei? Dispare contractul în data. Păi ei au făcut 98. Așa. Păi așa au făcut. Da, asumându-și lucrul ăsta și că vor da banii înapoi cetățenilor. Nu mi se pare normal. Situația care ne-a obligat pe noi să ne subrogăm și să preluăm aceste datorii. Eu rămân cu această idee, probabil așa. E o idee care nu ajută cu nimic și credeți-mă că se va demonstra. Oricum, acest lucru va fi, o să-l vedeți și în raportul de audit. Acest lucru va fi prezentat instanței, adică el va fi contestat. Oricum, pentru că a fost o decizie, din punctul nostru de vedere, o decizie proastă. Și unilaterală. Din punctul de vedere al biroului juridic de la parking, a fost ok. Știți cum e? Iar se întâlnesc juriștii și pe care îl asculți? Pe la din stânga sau pe la din dreapta? Meargă în instanță și instanța va hotărâ. Pe mine nu mă interesează jocurile astea. Războaiele astea. Pe mine nu mă interesează niciun război. Ca sistemul de parcări să funcționeze. Să nu fie afectat cetățeanul. Atât. Restul ce se întâmplă în spate, cu toate chichițile juridice, administrative, cu vânătoarea de director, de angajați, nu interesează pe cetățean. Bine, pe unii interesează că vorbim iarăși despre emoții, despre adrenalină, despre dopamină. Deci, mi-este total indiferent dacă parkingul este condus în continuare de domnul Dulamă sau nu. Dacă parkingul Dulamă, este... Parcă nu păi el a fost la parking era înainte. De GASPC, nu? Da. De domnul Moroșanu sau nu. Nu mă interesează dacă domnul Moroșanu a avut o firmă la el în apartament care lua astea. Bănuiesc că nu interesează nici primăria. Nu interesează pe nimeni. Problema când s-a întâmplat chestia cu vopseaua? Deci acum invocați lucruri și le aduceți în discuție pe vremea lui Chitic. Pe mine mă interesează. Și povestiți mie că astăzi primăria ce? E părtașă la hoțiile unora? Pe mine mă interesează că primăria a permis să... Deci a încheiat un contract neștiind ce în spatele statutului ălora. Care uite că juridic stă în picioare. Păi și ce puteam eu să fac? El era managerul societății. Simplu. A luat această decizie, răspunde pentru ea, va plăti în instanță, dacă instanța va considera că e vinovat. Ce poți să-i fac? Ți iau gâtul? Nu, eu sunt fericit că se poate întâmpla așa ceva. Adică este foarte bine. Până la urmă contează cetățeanul să fie mulțumit. E foarte important. Deci cetățeanul poate fi mulțumit să spun așa. Bă, după mintea mea de cetățean nejurist, așa. Un contract se încheie la termen. Ce este peste termen, nu e în contract. Deci atât. Adică ce vreți să-mi spuneți? Că au fost păcăliți cetățenii care au semnat peste, ei au vrut să facă asta. Ei au venit și au spus, vreau un an de zile. Nu. Ba da? Nu. Ei. Au fost oameni care s-au dus și au spus, domne, stați un pic, știți că se termină. Bun, nu vă faceți griji. Domnul Bănenescu, vă dați seama ce spuneți? Deci omul s-a dus acolo. Știa că pe 28 se cheie contract. Cine a vrut a semnat, cine n-a vrut n-a semnat. Da, avea alternativă. Avea alternativă. Care era alternativa? Să stau cu mașina unde? Alternativa era, oricum nu lua locul de parcare, când se făcea transferul și exact ce se întâmplă acum cu rearanjarea parcărilor în primărie. Da. Să lăsăm parcările. Mă bucur că cetățenii vor fi până la urmă mulțumiți. Păi, cred că asta ne interesează, nu bâncele din spate și... Dar recunosc că vom urmări subiectul parking. Cu ce s-a întâmplat? Nu chiar cei de acum, nu cei de acum încolo, că de acum nu mai scriem nimic, o să luăm numai partea de comunicare oficială. O să mergem și o să urmărim ce s-a întâmplat la parte. Nu vă supărați pe mine. Are și apărarea dreptul, nu? Vă rog. Păi nu. Are și apărarea dreptul. Adică, dumneavoastră puteți comenta pentru că aveți puterea de jurnalist, iar eu vin aici ca să lămurim lucrurile. Desigur că nu e obligatoriu să am eu dreptate. Sau cine vine pe scaunul ăsta reprezentând administrația publică locală. Dar cred că transparența înseamnă să le prezentăm așa absolut, cum sunt. Absolut. Adică, dacă suntem acuzați de ceva, eu consider că în spiritul transparenței trebuie să venim aici să explicăm. Pentru că ieri m-am simțit chiar atacat așa, după ce 7 zile am stat în Parcul Albu și dumneavoastră ați spus... A fost privilegiat, ați putut sta în parc. Atenția și au venit 30 de oameni să lucreze acolo în parc. Deci, păi erau de o săptămână acolo. Nu erau 30 de oameni de o săptămână.
Erau 25. Ieri au 22, fost 23. 20. Vedeți, aveți, probabil că drag de cifre, eu nu i-am numărat așa la bucată. Eu trec în fiecare zi pe acolo. Ca să... Și eu trec în fiecare zi pe acolo. Așa. Și... Da, important este că se va da drumul și la Placul Nicolae Albu de la 1 mai. Da, până la urmă asta vorbeam. Până la urmă, cum rămâne... De ce beneficiază cetățenii? Cum rămâne cu piețele? Că am înțeles că iarăși sunt discuții, că nu se mai... S-a închis piața, s-a întâmplat ceva, i-a afectat cetățeanul din punct de vedere... Oh, okay. Ce se va întâmpla, vom afla. În funcție de analiză pentru strategia pe care o va aborda primăria. Atunci așteptăm cu nerăbdare pentru să fim informați. Pentru că nu poți să faci reforme peste noapte fără să pregătești și nici nu putem reforma într-un an de zile 5 societăți comerciale. Pe care știți bine situația de la Perla, știți bine situația de la Urban. Nu știu, că nimeni nu ne spune nimic de Perla. Nu dați vina pe primărie, că e sub administrație specială. Nu, avem doi consilieri acolo. Poate le cere restul Consiliului o informare. Când vreți să obțineți informații, le obțineți. Nu mă emoționați, că o să fac și eu, să desființăm televiziunea domnului Bălănescu, cum plângea de copilul. De acord. Pentru că vreau să-l protejez pe domnul Bălănescu să nu plângă că nu primește informații. Deci eu oricum plâng, vă dați seama că sunt, adică, sunt un plângăcios total. Emoția e foarte puternică și n-aș vrea să vă afecteze chestia deci, asta. Eu propun să ne închidem singur televiziunea și să deschidem o alta. Să deschidem o alta care să fie o televiziune itinerantă. Ar fi bine să fie itinerantă în sensul care să mergeți împreună și eu sunt dispus să mergem așa cum o să vedeți, luni vom prezenta, va prezenta probabil luni sau mâine, primarul când va face o conferință de presă și agenda lucrărilor pe care le vom face apropo de asfaltare și ne-am luat angajamentul ca în 6 săptămâni să nu mai avem nicio groapă în Piatra Vine mea. Și PubliServ-ul la conferință sau numai domnul primar? Pentru ce trebuie să vină PubliServ-ul? Ei sunt domnul Bălănescu, sunteți foarte supărat că nu mai puteți contacta direct societățile. Dar nu supărat deloc. În sistemul de comunicare. Eu consider că ei trebuie să presteze niște servicii și nu e treaba lor de să comunice. Comunicarea o face cel care are 100% acționariat și care răspunde. Pentru că dacă PubliServ-ul face lucrurile prost sau Salubritas sau whatever, care societate, primarul e vinovat. Nu răspunde vreun directoraș de acolo. Primarul e vinovat. Răspunde? Păi nu răspunde că așa se întâmplă. Așa sunt contractele de management. Așa sunt contractele, nu le-am inventat noi, nu sunt doar la Piatra Neamț, așa e legislația. Acum, eu știți, și mâine la conferința de presă va fi și cu întrebări sau numai... Așa cum a fost întotdeauna, ați vrut să puneți întrebări și ați fost Nu, le întreb. Nu mai sunteți în dictatura chitic. Trebuia doar o întrebare cu răspunsul prestabilit. Bine, cu noi nu prea se făcea treaba asta. Nu știu, cu noi, adică cu noastră. Eu vorbesc de toți colegii care, mei. Ca și acum, sunt doar trompete și atât. Dar să știți că trompetiștii sunt foarte... Anunț că vom avea și o fanfară a orașului Piatra Neamț, o fanfară a primăriei și că vom relua vechiul obicei și știu că asta vă bucură, de a cânta fanfara în parc. În foișor. Da, în foișor. Asta mă bucură cel mai mult, că în sfârșit, știu că după câțiva ani, foișorul. Se poate readuce foișorul abține. În... Nu vă puteți abține să nu fiți rău până la capăt. Dar nu sunt rău, eu chiar mă bucur, uitați-vă la mine. Păi da, că îl primeați dumneavoastră, nu mai erați supărat. Așa, eu? N-am făcut niciodată ce le-ți primesc foișorul, domnule. Puneam niște difuzoare și făceam emisiunea foișor. Nu, pot să fac și fără asta. Deci pot să fac, dar promit... Am spus că promit, am discutat înainte. De luni încolo o să facem emisiunea altfel. Nu numai foișorul din parc, ci și în foișorul din Nicu Albu. Acolo va cânta sus. E foișorul deasupra urșilor. Așa. Acolo va cânta fanfara orașului Piatra Neamț. Asta este chiar o veste bună. Și chiar mi-am dorit asta. Fanfară militară sau fanfară... Nu, fanfară formată din elevi și studenți, elevi de la Brauner și studenți de la... Asta chiar este o veste bună. Și faptul că se acoperă toate găurile din asfalt nu e o veste bună în 2 săptămâni? Să le văd. După aceea este o veste bună. Păi nu, dați-mi la dumneavoastră și eu la deci vorba. Peste 2 ani, peste 2 luni, pardon, gura păcă, peste 2 săptămâni sau în 2 luni, când a spus dumneavoastră, 2 săptămâni parcă. Deci ne revedem aici. Nu, ne revedem la gropi.
Nu, ne revedem la gropi. Ați spus că mergem spre emisiuni itinerante, nu? Va fi sigur asta, vă garantez. Sunt pregătit. Da, nu știu, acum depinde. Dacă ne mai întâlnim noi doi în emisiuni itinerante, că noi aveam aici un punct stabil. În emisiuni itinerante poate vine oricine. Și? Și putem, vă aștept cu drag oricând, în fiecare adică, zi. Adică vi se pare că nu o să fac față? Sau? Nu, eu nu o să fac față. Atunci o să stau de partea alta, măsie. Da. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de azi. În sfârșit o emisiune dinamică, drăguță, fără sentimente și resentimente, în care primăria a putut să-și expună punctul de vedere cu privire la Nicu Albu, parcări și gropi. Ceea ce înseamnă că de acum încolo lucrurile vor merge spre bine. Noi promitem că două săptămâni nu vom mai scrie absolut nimic despre primărie, în afară de ce ni se comunică oficial. Facem un loc, o chestie oficial de la primăria Piatra Neamț pe site și punem acolo. După care, după o perioadă de timp, recitim ce am primit și vedem ce se întâmplă. Avem proba martor. Avem proba martor. Vă mulțumesc frumos. Eu vă mulțumesc foarte. Să ne fie de bine, oameni buni. Să fiți sănătoși, să nu uitați ce vă spun de fiecare dată. Sunteți pe cont propriu. Așa că, ascultați de autorități. Cele bune!